Păi doar una, restul puni din înapoi, da? E 1, 2, 3, 4. Hai, ia-ți 4 piese. Piese? Da. E ce fac? Alege la magazin. Mâna pe carte. Avem cartea magică? Play-Doh! Vedem. Play-Doh un dietă. Da, azi avem și cartea magică. Play-Doh? Ai răbdare, Jessica? Până, mamă. Tu pasta pasă, văd? Jolie, acum suntem la comunicare, da? Haideți să vedem ce cuvinte avem aici cu I, până când colorez tu, da? Uite, avem de colorat litera I, da? Mami! Haide, luăm creioanele colorate. M-am găsit eu. Nu, da. Haide. Hai să vedem ce avem aici. Iepura. Da. Inal. Iglu. Indian. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Hai să colorăm. Hai să le colorăm, da? Pe restul. Bravo, puiul. Mâna pe carte. Nu mai tușesc așa. Cât colorez noi vorbim, da? Ce ai ăsta? Acel ce trebuie să-l luăm de două ori pe zi, adică după termen o să mai facem o dată un ceiul din ăla ca să ne revenim, da? Adică să ne treacă? Da, ca să ne treacă. Când noi am luat până acum pastile pentru a nu avea febră, pentru a ne trece simptomele alea de mucus, adică microbul din gât, da? Dar a rămas după aia cu tusi. Și de asta trebuie să o tratăm. De obicei când dai o gripă, rămâi cu simptoma asta de tusi. Hai, Julica, tu colorezi acolo, da? Le colorează. Eu mă joc? Hai. Da, pot.
terminat? Da. Aici în partea de sus, da? Gata? Deci am făcut litera I, da? Da. Ai puțină răbdare, Jessica. Litera A am făcut-o, da? Am mai ajuns la litera M, da? Scrie-și litera M, da? De ce nu spuse în ordine? Din cauza că așa s-a făcut cartea și noi trebuie să facem literele care le-am făcut la comunicare, da? Uite, Jessica. Chiar dacă nu ți-a spus în ordine, noi trebuie să o luăm în ordinea în care am făcut-o la comunicare. Inițial ar trebui cei care fac cărțile să le pună în ordinea respectivă. Da. Nu... Cum voi merge? Da, în toate direcțiile. Înseamnă că nu au făcut școala. Nu că nu au făcut școala. Fiecare are un stil diferit pentru a nu fi toate cărțile la fel. Mâna pe carte. Mâna pe carte când scrie. Dacă o să fim mai rapidi, poate avem azi șansa să scriem și niște propoziții, da? Mai! Mai!
poți să le faci puțin mai apropiate, da? Adică nu lăsa chiar așa de mult față între ele. Mai apropiate. Așa. Mult mai apropiate. Iar la toate literele e bine să fii mult mai apropiat ca să ai șansa de a exersa cât mai mult, da? Că prin exercițiu învățăm să le scriem, da? Și o să și le reținem, nu doar le învățăm să scriem. Vedem ce litere am găsit, ce cuvinte am găsit la litera Ma. Hai. Maimuță. Pune tu. Maimuță. Mașină. Ma. Mașină. Mărțișor. Mărțișor. Da, aici e o buburuză, da? Da. Dar la buburuză se mai zice și mamăruță. Mamăruță se mai zice la buburuță, da? Mamăruță. Și aici avem un? Mel. Prietenul tău mel, da? Colorăm. Și aici ce avem? O minge. Haideți să colorăm prietenul nostru, melcușorul. Îți mai aduce aminte de melcușorul nostru? Hmm? Haide, nu vorbești? Da. Haide, puiuțu, mai repede. Unde este maro? Ce-i verde? Asta? Eu știu că e tot gri. Gri? Ia, hai că ducem un telefon, da? Uite-l cum arată. Totul e maro. Doamne, și eu gri, maro. Vezi? Că el se ascunde, se cam umplează în cochilie. Da. Deci, culoarea are eu un maro, dar mai deschis.
fie. Gata, colorăm litera. Ce litera avem? Ma. Ma. Hai, Giulica, ce faci, mama? Se trata bine. Care? Părțile alea de jos și de sus. Așa le mai faci, ca e un alt font de scris. O să-ți arăt după teme, dacă vrei. Este WordPad. Așa se cheamă. Și poți să faci litera în diferite forme. Îți arăt doar. Litera R, da? Hai să căutăm. Caută tu litera R. Haide. Cercetarea. Găsirea literei R, da? Eu că m-am luat-o pe... Haide. Hai repede de pe jos. Facem litera R, da? Asta e... O să vedem la final.
De parte mai apropiate, da? Fac pe puncte. Dacă ți arată puncte, faci pe puncte, da? Când fac comandă, da? Dar nu am mai comandă. Una pentru Giulia. Da, pui, uite, o să notez, da? Giulia Maria. Da, pui. Dar nu depăși liniile, da? E foarte important. Trebuie să știi să te oprești, da? Suntem la râd, da? Adică îți mai încape aici o mărdă. Mai jos! Hai, puiuțul, lucrează aici. Mai apropiate, da? Da. Trebuie să vii la rotund, da? Așa. Hai, Giulica. Thank you.
Hei! Da. Așa te zic. E foarte bine, haide! E foarte bine, haide. Ce-ai acolo? Du-te și scuipă, da? Ce culoare are renul? Maro. Așa. Coarnele lui este tot maro. Sunt? Sunt tot maro. Așa. Așa. Poți să le zic? Da. Știu eu. Hai. Le știu. Haide. Ren, da. Raton. Da. Rege, rață. Și robot. Bun, deci tu stăteai să te gândești, nu? Da. Haide, colorăm repede de pe jos. Haide. Să știu. Foarte bine. Hai să colorăm repede de pe jos, da? Da, dar poți să te gândești în timp ce lucrezi, da? Am prins cereale! Nu, nu mâncăm cereale, îți mănânci pizza, nu mâncăm dulciuri în loc de mâncare, da? Ținem mâna pe carte, nu ținem mâna pe creioane, da? Că nu ne ajută. Dar nu se pune așa. O pui frumoasă. Da. Până
culoare mult mai faină. Foarte bine. Dar respectă și conturul, da? Da. Este un albastru. Ce? Asta. Da, Julie. Mama, n-ai făcut aluatul? Eu? Aluatul? Mhm. Mai vreau făcut. O să mai facem. Când o să avem? Avem? Avem, Julia, coloran și renul, da? Fac un ren normal. Foarte bine. Căprioara este tot un fel de ren? Nu, Julie, căprioara e căprioara, renul e ren. Renul are coarnele mult mai late. Dar seamănă între ei, de ce nu? Adică urechi. Uh-huh. Și culoarea. Hai piticul, da? Ia uite ce coarne mare are renul. Vezi? Da. Ia uite ce palete mare are. Hai. Thank you.
ai, dar nu tot cu maron faci. Hai, folosesc diferite marouri. Nu, Julie, haide, pune. Și ca să nu trecem așa de repede la cartea asta, iei pixul tău, haide să scriem. În fiecare zi o să scriem cuvintele la ce am descoperit, da? Ce-i primul? Ren. Haide să vedem, tu scrii și dacă greșești o să te corectez, da? Ren. Dar nu te uita la mine, scrie. Zici cu glas tare ca să te pot auzi, da? Dacă vezi că mama tace, înseamnă că e bine, da? De unde scriu? De acolo. Și scrii micuț, da? Ren. Ena. No. E colini, e ca și mău, da? Ia. Yeah. Perfect. Următorul. Raton. Hai să vedem cum scriem noi raton, da? Deci eu sunt aici pentru a te ajuta, da? Uite, scrie aici jos, da? Ra. Ra. A. Așa mai se spune la sconx? Nu, ratonul e raton, sconxul e sconx, da? Hai! Am gândit o leacă la altă. Haide! Ra-ton. Ton. Un. Un. Tă. Tă. Raton. O. Raton. No. Următorul. Corect? Foarte corect. Rege. Re. Re. Sunt cuvinte care încep cu R mereu. Din cauza că suntem la? R! La litera R, da? Da. Hai! R. 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 E. G. J. Nu? G. Are un J. Nu. G. 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 Rege. E. Hei, următorul. Rață. Ce fel de rață e în imagine? Rață sălbatică. Foarte bine, da? Haide să vedem. Scriem rață sălbatică. Nu, rață. Ra. Ră. A. Ră. A. Ra. Ță. Ță. A. Ță cu un tă cu o virgoliță. A cu căciuliță în sus. Și scriem și aici. Pe galben.
Da, pe galben. Hai. Haide. Ră. Ră, ră, o. Ră. O. Ră. Bot. Bot. B. Cum? B. 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 Am înțeles P? Nu, B. Dacă ar fi P, ar fi ropot. Ropot. Toate literele de aceeași dimensiune, da? Da. Robot. O. T. Foarte bine. Robot.